Singurul centru de știință din România se găsește la București. Acesta a fost creat ca un răspuns la problemele stringente din sistemul de învățământ, care se confruntă cu declinul interesului elevilor față de știință și tehnologie. Cele peste 100 de exponante ți acaparează atenția imediat cum intri în Casa Experimentelor. Colega noastră, Lavinia, a fost acolo. Haide să vedem ce a găsit. Centrul a fost înființat în anul 2016 și ideea managerului a venit după ce a vizitat un asemenea centru în Budapesta. Casa Experimentelor pune la dispoziția tinerilor 100 de experimente variate pentru înțelegerea facilă, distractivă și interactivă a fenomenelor științifice. Sunt 100 de experimente grupate pe diferite domenii ale fizicii: acustică, optică, iluzii optice, mecanică, magnetism, electricitate. Și electricitatea este cu un mare fason, fiind acolo bobina Tesla. Suntem singurul loc în care se produc fulgere în interior și stăm... Da. Și stăm chiar la un metru distanță de aceste fulgere fără să pățim nimic. De asemenea, avem singurul generator Van de Graaff din România care electrizează părul și toată lumea vine să se coafeze instant la acest generator. Sigur că pe lângă asta mai sunt și alte atracții, cum ar fi patul fachirului, să stai pe 2000 de cuie. Mai sunt diverse, uite, avem lângă noi chiar liftul lui Mühlhausen, adică acel baron mincinos care a zis că s-a ridicat singur trăgându-se de păr. Ei bine, noi aici ne tragem de un lanț și reușim să ne ridicăm până la tavan cu greutatea proprie și a liftului în sine. Sunt multe, multe alte atracții minunate care îi fac pe copii să înțeleagă mai bine principiile fizicii și chiar legile naturale. Mai nou, managerul Gabriela Ionescu s-a gândit și la persoanele cu deficiențe de auz și la nevăzătorii. În acest fel, Gabriela Ionescu își dorește ca și aceste persoane să se poată bucura de tot ce există în Casa Experimentelor. Lucrurile se vor dezvolta în sensul în care fiecare exponat va fi dotat cu o tabletă în care vor fi introduse instrucțiunile audio pentru nevăzători, deci aceste instrucțiuni de făcut și observat și, desigur, explicația fenomenului "Vrei să știi mai mult?". Iar pentru persoanele care nu aud, instrucțiunile vor fi incluse într-un format video, tradus în limbajul mimico-gestual, adaptat în acest sens pentru înțelegerea acestor persoane din grupul țintă. Paratrezentul, exact. Pușca asta face același lucru pe care face și un paratrăznet. Îți place aici, la Casa Experimentelor? Da. Da? Cât de mult? Ce ți-a plăcut mai mult? Când am dat pilutele. Îți place aici, la Casa Experimentelor? Da. Cât de mult? Mult, 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 cât o paștere. Da? Și ce ai văzut pe aici? Ce ți-a plăcut mai mult? Mi-a plăcut liptul. Proiectul are ca scop principal creșterea nivelului de educație prin stimularea interesului pentru știință la copii și tineri, promovând conceptul "Pune mâna și testează".